Despre următoarea noastră invitată putem să spunem și noi foarte multe. E plină de surprize mereu. Are timp de grădinărit, ba chiar și printre albine am zărit-o. Dar nu uită de cea mai mare pasiune a ei, muzica. Nătălița Olaru astăzi vine la vorbe bune și vorba aia nu cu mâna goală, vine cu o premieră frumoasă și abia așteptăm să o audiem. Până atunci o salutăm pe Nătălița. Ne bucurăm că ești alături de noi astăzi. Bună ziua și bine v-am regăsit sănătoși. Salutare, da, sănătoși și asta este cel mai important lucru acum. De obicei nu vine așa în port popular. Păi, de data asta sunt cu o melodie nouă, cu o melodie destul de interesantă, după părerea mea, unde am colaborat, unde lucrez cu Orchestra Plaie Moldovenesc, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Aici țin să menționez că aduc sincere mulțumiri directorului artistic Vasile Jechiu, dirijorului Oleg Sainciuc, cu Timofei Trigubenco am lucrat la melodie și Mariana Iurcu la text. Vreau să zic că, după părerea mea, mi s-a reușit cu piesa, pentru că domnul Vasile, fiind un om atât de sever, dar totodată un om cu suflet deosebit, unde a știut să mă pună pe o cărărușă, ca până la finele acestor imprimări să iasă o melodie destul de interesantă. Așa, interesantă, de fapt, e șugubață piesa, da? Da. Așa, pentru că, practic, acesta este și titlul. Șugubăț e tatăl meu. Dar chiar e șugubăț tatăl tău? Cred că da. Cred că da. De fapt, de când te știu eu, piesele tale au fost așa, cu un știi, așa. Eu întotdeauna am avut piese comerciale, piese unde omul poate, nu că să se regăsească, să fie bine dispus din tot ceea ce se întâmplă în jur. Așa, până ascultăm noi melodia, zic, de să vedem noi rând pe rând ce a făcut Nătălița, pentru că tu gospodărești. Cred că da, ca fiecare femeie. Cele care stau la bloc, mai mult pe la balcon, nu avem noi unde să ne înșurăm cu bujor la balcon. Eu tot sunt la balcon, eu locuiesc în Chișinău, dar am fost și în ospiție la mama. Apoi, în ospiție cu lucratul sau în ospiție cu mâncatul? Și cu mâncatul și cu lucratul. Cu mâncatul și cu lucratul. Am surprins niște imagini video pe profilul tău și am zis, ia să împărtășim cu voi cei de acasă. Ce grădină frumoasă și plină de bunătăți are Nătălița la ea acasă. Din ce localitate ești? Fălești, satul Soce. Fălești, satul Soce. Ia să vedem cum e în Soce acum. S-au cu căpșunile acolo. Da. A fost mai mult soare acolo? Soare a fost mai puțin, dar căpșunile oricum s-au copt. Așa, este curtea în care ai crescut tu. Sau nu, eu am crescut în orășelul Fălești. Așa, chiar în Fălești. Da, cum spune mama, în Hulubărie. Așa, ai mie tot așa zic. Da, da. Dar acolo locuiește mama după ce s-a recăsătorit. Asta e undeva vreo 20 de ani urmă. Așa. Poate și mai mult. Și ai mâncat căpșunile, dar le-ai prășit înainte de asta? Nu, am să fiu foarte sinceră, nu. Recunoaște! Nu. Nici eu. Ai treabă și cu albinele? Și mama și soțul meu se ocupă cu albinele, cu albinăritul, cu și, în costum de... Dar cum se numește costumul ăsta de albinărit? Are vreo denumire specială sau e costum? Nu știu, e costum pentru... E costum pentru prisacă. Deci, în aceste momente vedem câteva imagini pe care la fel le-ai filmat tu. Nu ți-e frică de albini? Eu am înțeles că când le dai așa fum, ele se sperie și fugă. Amorțesc, cum zic așa, da? Și cea mai bună miere, cred că la voi acasă o găsiți. Și mama și soțul se ocupă cu apicultura și, nu știu, cred că le se reușește, pentru că din asta se face și bani. Da, se câștigă, plus e o pasiune aparte, pentru că albinele simt foarte bine oamenii și oamenii răi sau oamenii care consumă un pic de nu da, știu dar ce. Da, eu mai tare sunt cu pozele. A, așa, tu cu pozele, înseamnă că tu ți-ai pus costumul
acolo doar de dragul pozei? Nu, câteodată poate și da. Așa. Ce-am mai văzut la tine? Poze din școală. Ți-ai amintit de banii de școală? Ți s-a făcut dor? Oh, da. Avem un grup în Facebook unde ne-am adunat toți colegii. Și câteodată ne mai scrim. Și am găsit și eu câteva poze unde mi-am amintit de anii frumoși, anii de școală. Așa e. Aici ce clasă erai? Așa. 11. Fată mare. Doamne, cu câți ani în urmă asta? Fată mare, mult ușor, vreo 20. Mult ușor, nu zicem cu câți ani în urmă a fost. Melodia pe care urmează să ne-o cânti astăzi, simți tu că va avea priză la public? Eu cred că da, și sper. Și sper, pentru că de fiecare dată când fac o melodie nouă, mă gândesc că de data asta îmi cumpăr un telefon mai performant sau fac melodie. Și ajung să fac tot melodie și tot de dragul publicului, de dragul oamenilor care mă apreciază. Da, este foarte important, plus că acum un pic s-au început și evenimentele și poți să mergi să vezi dacă pe bune melodia prinde, și cum se simte, pentru că este una reacția dincolo de televizor, prin comentariile voastre, și chiar vă îndemnăm să lăsați comentarii sub postările pe care le plasăm noi, pentru că este foarte important pentru interpreții, așa înțeleg dacă vă place melodia, unde ar trebui să mai lucreze, dar comentariile constructive, uite, mi-am dat seama că primești fel de comentarii. Sau sunt mai buni? Nu, sunt diferite. Dar încerc din comentariile care mi se par că bine nu sunt pozitive, încerc să iau ceva nou și să iau o învățătură din asta. Așa, și dacă sunt scrise frumos, să răspundem frumos. Cel puțin e vorba și de bun simț și de educație și în mediul online. Chiar nu doar și dacă așa sunt scrise urât, încerc să nu comentez. Da. Fiecare cu părerea lui. Să rămână acolo. Unde trebuie. Ești pregătită să ne cânti melodia? Da, cu mare drag. Așa, haideți să vă auzim cât de șugubăț este tatăl nătăliței. Încheiem această seară cu o melodie veselă. Dacă o să vă placă, v-am zis, așteptăm comentariile sau distribuirile voastre pe profilurile noastre de Facebook. Noi ne bucurăm că ați petrecut și această după-amiază alături de noi și sperăm să ne revedem tot aici cu multe, multe vorbe bune. Și asta-i viața care-mi place, să fiu veselă mereu. Lume, lume, asta-s eu. Așa-mi place să trăiesc, ca să cânt și să glumesc. Da, veselă cu lumea dragă, așa sunt de viață întreagă. De mai râs, de mai glumesc, altfel viața o trăiești. Unde spun o vorbă bună, lumea toată se adună. De mai fac un pic de haz, uite lumea din acaz. Lasă știe lumea zău, așa-mi este felul meu. Hai, hai, lumii dragă, așa îți dă viața întreagă. Mie-mi place o vorbă bună spusă de bădița-n glum. Eu glumesc și n-ai și pașii, asta-i viața care-mi place. Să fiu veselă mereu, lume, lume, asta-s eu. Toată lumea știe bine, nu e alta-n sat ca mine. Am să cânt și am să joc cu tot neamul la un loc. Dacă vreți să duceți bine, ia fășeți și voi ca mine. Mai glumeți, mai faceți haz, numai nu haz de necaz. Hai, hai, lumii dragă, așa îți dă viață întreagă. Mie-mi place o vorbă bună spusă de bădița-n glum. Eu glumesc și n-ai și pașii, asta-i viața care-mi place. Să fiu veselă mereu, lume, lume, asta-s eu. Chiar de mine nu mă plași, eu mereu așa voi face. Voi cânta și voi glumi, cum îi place inimii. Așa mereu, îți frumoasă ca o floare. Așa fată tata are, așa-mi este mie fielul. Așa o fost și bunielul, lumea zică ce o vrea. Eu îmi văd de viața mea, hai, hai, lumii dragă. Așa îți dă viața întreagă, mie-mi place o vorbă bună spusă de bădița-n glum. Eu